La noapte, în sudul, centrul și estul țării vor fi norări și local averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat, mai ales în Dobrogea, 40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse și la cote mai reduse. Temperaturile minime se vor situa între 13 și 21 de grade. În capitală, cerul va avea norări temporare și vor mai fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 17-19 grade. Mâine vremea se va menține în general instabilă, înorările vor fi accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor lua și aspect de vijelie în estul, sud-estul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte, unde se vor înregistra cantități de apă local peste 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi doar temporar noros, iar astfel de fenomene se vor semnala local. Cu totul izolat, vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest. În capitală, cerul va avea norări temporar accentuate și mai ales după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade. La munte vremea va fi, în general, instabilă. Cerul va avea norări accentuate și se vor semnala averse cu caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor putea lua aspect de vijelie. Prin acumulare sau în intervale scurte de timp, se vor înregistra cantități de apă de peste 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi condiții de grindină. Temperatura aerului va marca o ușoară creștere față de intervalul precedent. La mare, vremea se va menține, în general, instabilă. Cerul va prezenta înorări accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor putea lua și aspect de vijelie. Local, cantitățile de apă vor fi mai însemnate, vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 26 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 24 și 27 de grade.